Curtea de apel București a decis prelungirea arestării preventive în cazul medicului cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, pus sub acuzare de parchetul general pentru că refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Tribunalul București stabilise joia trecută ca medicul să fie cercetat în arest la domiciliu, însă decizia a fost contestată la Curtea de apel București. Dante Sloianu a fost arestat preventiv pe 18 februarie pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și luare de mită. Chetatorii arată că o mare parte dintre intervențiile de introducerea unor dispozitive cardiace implantabile, inclusiv extrasă de la pacienți decedari, erau recomandate de către medic, nu erau necesare. De asemenea, s-a constatat în urma cercetărilor că erau recomandate medicamente care provocau anumite afecțiuni cardiace.